Ați primit cu toții adresa de la prefectură, în care la final scriu două lucruri. Vă solicităm să reanalizați actul administrativ nelegal și să dispuneți revocarea acestuia, după care în termen de 5 zile de la primirea prezentei ne veți informa cu privire la hotărârea judecătorească. La hotărârea dumneavoastră, îmi cer scuze. Începând să vă spun că ieri, o să fiu foarte scurt, discuția a durat aproximativ o oră și jumătate. Ieri la ora 15 am avut întâlnire la prefectură cu domnul secretar general al prefecturii și cu reprezentanții OCPI și le-am cerut să ne explice care este motivul altul decât cel din adresa la care am dat citire, pentru că le-am adus la cunoștință că în proiectul de hotărâre, în preambulul proiectului de hotărâre, bineînțeles, preambul urmat de cele două articole ale hotărârii de Consiliul Local numărul 179, scrie exact ceea ce spun și că trebuie să facem. Și vă dau un singur exemplu. În preambul scrie foarte clar că se aplică hotărârea de Consiliul Local în baza ordinului 600 și revin la adresa prefecturii. Și spune foarte clar că se face doar în baza ordinului 600. În momentul respectiv, n-am primit niciun răspuns la această problemă de la prefectură. În același timp, scrie în adresa la care a dat citire de proceduri. Că atenție, proiectul de hotărâre nu spune că radiază direct, adică nu spune proiect de hotărâre privind aprobarea radierii din cartea funciară. Așa cum mi-au dat de înțelegere cei de la prefectură și doamna Monica Voicu este aici, ar fi înțeles. Scrie privind aprobarea îndeplinirii procedurilor, așa cum scrie în adresa de la prefectură. Mai mult de atât, articolul 2 pe care l-am dat citire în fața celor de la prefectură, se împuternicește primarul municipiului Câmpina nu să radieze, ci să îndeplinească procedurile administrative și sau juridice necesare ducerii la îndeplinirea prezentei hotărâri. Adică, notificare celor două societăți, prin care le aducem la cunoștință Consiliul Local, așa cum ne-au transmis cele două societăți înainte să intre proiectul pe ordinea de zi, că doar Consiliul Local poate decide să demareze procedurile de radiere. În momentul în care societățile nu doresc sau doresc, semnează, nu doresc să ajungem în instanță. Așa cum spune și adresa pe care eu v-am citit-o. Aș vrea să permiteți și doamnei Monica Voicu, șef serviciul juridic, să vă spună cu privire la întâlnirea de ieri, de la ora 15, în condițiile în care noi, prin proiectul de hotărâre, că e simplu, există o cifră acolo, 600, ordin, este trecut în preambulul hotărârii de Consiliul Local. Scrie foarte clar. Doamna Monica Voicu. Da, la prefectură a fost prezent și reprezentanții de OCPI-ului, dar a fost și domnul secretar general al prefecturii. Discuțiile s-au purtat exact cum a relatat domnul primar. Ideea este că nu au reușit să înțeleagă sensul hotărârii. N-au reușit să priceapă că este vorba de demararea unor proceduri, atât administrative cât și judiciare. Să Consiliul Local a abilitat primarul municipiului Câmpina să demareze astfel de proceduri. Care sunt prevăzute procedurile și de codul civil și de ordinul 600 și de această... În completare, că am făcut referire la ordinul 600, tot în adresa de la prefectură, scrie legea numărul 123. Dacă vă uitați în proiectul de hotărâre, face referire inclusiv la legea 123 pe 2012. Deci s-au respectat în totalitate s-a respectat în totalitate legea.
La final, bineînțeles că reprezentanții prefecturii ne-au spus să facem o adresă către ei și să le explicăm că noi asta vrem să facem. În condițiile în care, repet, ceea ce le-am repetat și credeți-mă, n-au dat niciun răspuns. Le-am repetat de foarte multe ori. Proiectul de hotărâre nu spune sub nicio formă privind aprobarea radierii din cartea funciară, ci îndeplinirea, fiind cele două variante, da? Trecute și în articolul 2, proceduri administrative și sau juridice. Motiv pentru care vă rog să, cel puțin eu, v-am adus în cadrul ședinței de Consiliu Local această explicație, vă cer un aviz de principiu pentru a transmite prefecturii, pe înțelesul prefecturii, proiectul de hotărâre. Discuții dacă sunt în sală sau... Vă rog, pentru că nu aș avea propunerea să vedem întâi acel răspuns. Așa, dăm un aviz de principiu, dar nu știm ce va fi scris în urmă. Sigur că da. Vă voi transmite pe oficial, pe adresa fiecărui consilier local. Și bineînțeles, după ce vă dați acordul, îl vom transmite. În condițiile în care readuc aminte Consiliului Local faptul că aceste demersuri sunt făcute pentru investiția centura municipiului Câmpina, unde deja suntem în elaborare PUZ, planul urbanistic zonal. Bine, să nu cumva să pice apa sau, nu știu, dealurile pe acolo, că blocuri nu sunt. Domnul președinte, vă rog să-mi permiteți să dau acordul de principiu pentru a se formula acest răspuns și a se trimite pe mail către consilieri, pentru că, din păcate, trebuie să ies. Îmi cer scuze. Deci, din partea mea, aveți acordul să formuleze primăria răspunsul către instituția prefecturii. Cu o singură problemă vreau să-l iau, doamna consilieră, dar că spuneți că nu rămâneți. Acordul îl dați după ce primiți sau convoc o ședință de urgență de îndată? Că este important din și acest Din partea mea, răspunsul este clar că eu sunt de acord cu acest răspuns, așa cum l-ați formulat acum în ședință, pentru că este de fapt adevărul. Deci eu sunt de acord acum cu acest răspuns. În răspuns este exact ce v-am explicat, cu legea. Da. Scrie și naia, și naia, nimic altceva. Deci eu sunt de acord. Da, vă mulțumesc. Da, pentru mine personal e incredibil ce se întâmplă. Domnul primar, deci răspunsul pe care îl faceți dumneavoastră sau pe care îl pregătiți împreună cu colegii noștri va fi din partea, un răspuns transmis din partea Consiliului Local, nu? Pentru că adresa este către Consiliul Local. Întreb. Va fi răspuns din partea mea ca primărie în urma discuțiilor pe care le-am avut, așa? Și dacă dumneavoastră având în vedere că adresa este făcută către dumneavoastră și dumneavoastră tocmai trebuie să dați un răspuns. Tocmai, da, am înțeles. Și, deci asta este întrebarea. Fac răspunsul din partea primăriei în urma discuției pe care am avut-o pe ieri la ora 15 și vi-l transmit și dacă considerați să vă convoc în ședință de îndată, să vă dați acordul sau să nu vă dați acordul pe răspunsul pe care împreună cu colegii mei o să-l fac. Aștept răspunsul sau răspunsul? Păi... Ok. Deci, din punctul meu de vedere, cum ziceam, mi se pare incredibil faptul că nu s-a înțeles exact hotărârea noastră de Consiliu. Și de asta aș vrea să precizați, dacă e posibil, în răspunsul pe care dați noastră prefecturii, faptul că, de puțin din punctul meu de vedere, nu știu dacă așa e, dar cred că așa e, că de fapt asta e singura modalitate legală prin care noi putem începe un demers, prin care putem discuta cu respectivele societăți. Nu vrea nimeni să le facă nimic, nu e nicio problemă, dar
Trebuie întocmit un act legal, bazatul. Nu înțeleg. Mai mult de atât, cele două societăți, înainte să introduc proiectul de hotărâri, am avut comunicare în care ne-au spus radierile se fac doar de către Consiliul Local. Consiliul Local prin împuternicirea primarului, adică inclusiv cele două societăți au transmis acest lucru, bineînțeles, bineînțeles, cu mențiunea că în cazul în care primarul ar face de singur, fără să împuternicească primarul, este apus în serviciu. Acum nu mai e bună nici varianta asta, spune prefectura. Adică de a demara procedura, de a împuternici primarul să demareze procedurile în vigoare, prin respectând legile pe care spune prefectura că virgulă chipurile le-am încălcat, dar sunt trecute că le vom respecta în proiectul de hotărâre. Dar domnul consilier local, să nu uitați un lucru important. Trebuiau niște bani plătiți. Da, dacă nu mai sunt discuții, cred că acel document, evident, va trebui întocmit, iar dumneavoastră urmează să solicitați o, să convocați o ședință de... De da. De bun, deci, să înțeleg că, domnule președinte, să înțeleg că doriți cu toții să convoc o ședință de îndată după ce răspunsul va fi și să vi-l supun... Dar în același timp, sincer, tare mult mi-ar plăcea ca de măcar de această dată toți consilierii locali să se implice. În răspuns, colegii mei vă stau la dispoziție. Noi oricum vom lucra și o să vi-l trimitem, v-am spus de ce-l fac, răspunsul, având în vedere că reprezentanții prefecturii ieri la ora 15 mi-au spus să venim cu o explicație și să judece din nou cu ghilimele de rigoare proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Da, dacă declar închisă ședința de consiliu.